Și apoi spune care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu. Aici este un aspect foarte important pe care vreau să-l subliniez foarte, foarte, foarte clar. Zice că Hristos a fost arătat și prin el suntem credincioși în Dumnezeu. Esența perseverării, esența perseverării în har este să fii credincios, nu? Asta e. Este un sinonim. Să fii perseverent, să continui pe cale, să vechezi, să priveghezi, înseamnă să fii credincios. Domnule, dacă ești credincios și mâine și mâine, înseamnă că perseverezi. Da? Întrebarea este cum perseverăm? Păi ascultați cum perseverăm Secretul e revelat da? Nu există niciun secret acum, auziți ce spune El a fost arătat Fiți atenți la, 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 la exprimarea lui Petru A fost arătat la sfârșitul vremurilor Pentru voi Cine a fost arătat? Cine a fost arătat pentru voi? Hristos Care prin el sunteți credincioși Cum suntem credincioși? Cum perseverăm? Prin el Nu există nicio tehnică prin care să perseverăm nici să șapte pași să perseverez în har. Noi perseverăm prin El, prin Domnul Isus Hristos. Perseverența noastră este rezultatul lucrării Domnului Isus pe pământ pentru noi. El a fost arătat ca prin El să perseverăm, să fim credincioși. Credincioșia mea este rezultatul lucrării Domnului Isus Hristos. Hristos, în lucrarea pe care am făcut-o pe pământ, a cumpărat și credincioșia mea, a procurat credincioșia mea, s-a asigurat că mi-a câștigat tot ce este necesar ca eu să fiu credincios în Dumnezeu. Înțelegeți așadar, dacă esența persevererii să rămânem credincioși, a, foarte important, nu să facem fapte bune, nu zice, prin el faceți fapte bune, că asta înseamnă perseverența. Nu, suntem credincioși, că dacă ai credință autentică ai și fapte bune. De aceea ne întoarcem la el la credincioșie, da? La credincioșie, la credincioșie. Noi nu, trebăm, noi nu spunem că faptele nu au un rol, faptele au un rol, dar faptele vin din credință. Din credință. Prin el sunteți credincioși în Dumnezeu. Prin el sunteți credincioși în Dumnezeu. Și acum v-aș pune să gândiți la un lucru. Dacă Dumnezeu ne-a cumpărat prin el, prin Hristos, credincioșia, adică din momentul nașterii din nou până la final, când primim harul proslăvitor, Oare nu cumva credința inițială este și ea cumpărată de Dumnezeu? De ce spun lucrul acesta? Vă întreb. Ce este mai, mai, ușor? Să trăiești ca un om viu sau să fii înviat din morți? Eu zic că mai greu e să fii înviat din morți. Doamne, că nu te poți învia de acolo. Și acum, noi, unii oameni spun așa, a, Dumnezeu, da, lucrează în viața ta pe parcurs, poate, dar aici tu decizi, tu trebuie să faci primul pas. E absurd, domnule, tu ești mort la primul pas, n ce pas să faci. Și acum credeți că Dumnezeu ne dă ce este mai ușor, adică ceea ce avem nevoie ca să rămânem în viață. Deci dă mâncarea să rămânem în viață, dar nu ne învie la început. La început spune, bă, primul pas îl faceți voi. Adică cea mai mare lucrare de înviere o faceți voi, după aia eu vă ajut. Dar măcar să faceți primul pas, să văd că vreți. E absurd. Nu ne face Dumnezeu ce e mai ușor și ne lasă pe noi să facem ce e mai greu. Adică învierea din morți inițială, nașterea din nou. Ci din contră, Dumnezeu ne dă și primul pas și Dumnezeu ne ajută și să fim credincioși. Credincioși. De aceea, în Evrei se vorbește despre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. El ne dă și la început credința și ne -o dă și după aceea. Mai există acest pasaj suficient de clar din Efeseni, capitolul 6, unde Pavel încheie și spune pace fraților și dragoste împreună cu credința, auziți, împreună cu credința din partea lui Dumnezeu și din partea Domnului Isus. Credința din partea lui Dumnezeu și din partea Domnului Isus. Este un salut pe care se trece foarte repede, dar arată că esența relaționării noastre cu Dumnezeu prin credință vine tot de la Dumnezeu. El ne relaționează cu El. El toarnă credință în noi.